Deci, foarte pe scurt, într-un minut, două minute, povestiți fiecare cum ați zburat și ce a mers bine și ce a mers rău. Mihaela, să fim părinte. Da, normal. Da, pentru că am zburat prima. Păi eu cred că zborul meu a fost destul de bun, doar că mi-a lipsit orientarea și să-mi dau seama de obiectivele de sub noi. Puțin. Și lucru cu busola, dar o să mai învăț. Ok. Cu orientarea ai stat bine. Nu pot zic că ai stat rău. Ți s-a părut că ai stat rău pentru că s-au succedat rapid reperele și nu am stat să zăbovim, să ne orientăm și așa mai departe. Și când faci rapid traiectul, normal că defilează foarte repede toate. Cu busola, iarăși, are niște erori de indicare care trebuie să... Dar nici nu v-am cerut, că altfel vă făceam tabelul cu erorile și vă puneam să calculați, dar ieșea bază tot. Ok. Convorbirile radio, iarăși, de la primul traiect, nu poți să ai pretenții, dar trebuie învățate. Și cred că am început să le învățăm așa. Da, deci e normal. Normal că așa s-a întâmplat. În rest, ok. Dan? Cred că m-am descurcat cu orientarea vizuală. Bine, zic eu. Pentru că cunoști zona. Da, cunoști zona. Așa. În schimb, cu busola era problema cu erorile. Și comunicarea, care trebuie exersat. Exact. Deci, exact. Nu e complicat, nu e de neînvățat, numai că, în primul rând, trebuie învățat și apoi trebuie exersat comunicarea. Comunicațiile radio trebuie exersate. Atenția distributivă pe aparat. Deci, asta este primul, sau trebuie să aveți permanent în vedere că atâta vreme cât executați un zbor, chiar și turul de pistă, nu neapărat zborul pe traiect, trebuie să fiți foarte bine concentrați pe ceea ce faceți în momentul respectiv și trebuie să anticipați ceea ce urmează să faceți. Da? Permanent. Plus, atenția trebuie să vă fie distribuită între parametrii de zbor, parametrii motorului, spațiul aerian, convorbirile radio, cine mai vorbește, unde se află, da, și așa mai departe, da? Bun, dar toate se învață, deci pentru primul traiect e ok.